A sosit momentul să fac imprimanta asta silențioasă. Mult mai silențioasă. Pentru că o ador, îmi place, mai ales că e așa de mare. Lentă cum e ea, nu-i stres, dar o urăsc, e atât de gălăgioasă, fenomenal. Dar am cumpărat placa asta, care o să facă mută. Aproape mută. Să nu luați video ăsta ca pe tutorial, pentru că nu știu ce fac, n-am mai făcut chestia asta, pur și simplu o să înlocuiesc firele de pe una pe alta și sper să nu bubuie. Țineți pumnii. Dau jos patul ăsta de sticlă, că poate trebuie să o răsucesc, să o întorc, să o răstorn și... E așa. Cred că era o idee să-i scot rolul ăsta înainte. Cool. Și eu... Da, mai bine, de-am rolul la jos. Oh well. Și... da, am acces de aici. Să nu spui că tu ai întors-o cu rol aici. Bă, da. De-aia e acolo, picată cu... Șurubelniță. Șurubelniță? What the hell is this? Oh, nu, no, sunt hexagone. Imbusuri. Ok. Are am... nu cred. Dăm pe manual. Deci avem imprimanta asta, nu știu, de vreo 3 ani sau cred că de 3 ani, ceva de genul ăsta. Și am avut o vârstă, a fost ok, am îndurat-o, dar de la o anumită vârstă încep să te buzie zgomotele de numa. Plus mie nu-mi plac zgomotele de fel. Yes, I'm old. Aha, bun, așa. Asta e imbusul. Mol, ok, chat. Le slăbesc pe toate și după aia le scot. Treaba e că nu știu la ce să mă aștept, nu știu cum tică placa de aici, sper doar să nu tice efectiv, așa că o să o țin cu mâna. Da, mă. Ok, și hai să de unde l-a smuls? Deci, ăsta era conectat undeva acolo și n-am văzut de unde s-a smuls. O gademe care mă prinde dacă văd aici, scrie pe ele. No, prima bocănă. Planul meu măreț e efectiv să iau cablu cu cablu de pe placa asta și să le pun pe placa asta. Deci scot unul de acolo, pun aici, scot de acolo, pun aici. No, am asta, nu știu de unde a ieșit. Damn it! N-am cum. Cred că știu de unde. Cred că de aici. Doi pini, ca și aici. Da, de aici. Sau de acolo. Spanakovici. Lasă-ți la fel și să vedem. Dacă seamănă. Trebuie să fie la fel, numai că au driverele care sunt aici sub, care sunt sub astea, mai bune. Să vedem, ar trebui să fie identice astea. Așa par. Am călcat propria regulă, nu te uita la instrucțiuni, dar n-am vrut să o dau de gard aici. Așa că m-am uitat la schema electrică și ăsta o sărit de aici, de fapt. Nu de aici. Aici sunt fanuri, ăsta e un fan, ăsta e alt fan. Și acolo, dacă l-aș fi pus acolo, oare în ce l-aș fi conectat? No, nu era bine. Porte termistor, no, mă. N-ar fi fost bine acolo, că nu acolo ar fi trebuit. No, încet și sigur, o să mă pun să înlocuiesc aici chestii. Ia băi. Da, bun, în teorie am gătat. Și dacă le-am pus tătii la loc, e bine. Dacă nu le-am pus pe tătii de unde le-am scos de pe cealaltă, e rău. Că nu cred că o să știu să le pun la loc frumos. Da, așa că acum e momentul să scot placa asta și să o pun pe asta la altă. Nu știu cum să vă zic, dar așa m-am înfocat aici, doamne, am niște emoții. E unde am luat și unde trebuia să pun. Sper să nu fie cazul numai. Și n-ar fi și șurubelele astea atât de greu accesibile. Trebuie să fie ok, ni diferență. Asta e verde și asta e neagră. No, șmecher. Bun. Pun capacul și gata. Sper că nu bubuie. Dacă faceți aceeași operațiune, faceți rost de un imbus din ăsta, de 2. Stil șurubelniță. O să-mi mulțumiți de 15 ori. No, bun, gata. Hai să o pun acolo, să o bag în priză și să vedem dacă e în regulă, dacă e ok. Unde e? E cablul de alimentare. L-am țipat de aici. Unde l-am țipat? Da, mă. Așa, aici. Eu unul sper că nu bubuie.
să-l pun în priza aia smart. Las de ceva, opresc priza. Opresc priza. Deocamdată e bine. Ok. Să vedem dacă butează, dacă ceva. Bun. Pare în regulă. Hai să vedem, putem să o mișcăm. Settings. Move. Ok, a coborât. Nu mai sună. Stânga. Nu merge. Dreapta. Dreapta a mers. Ok. Stânga. Ok, merge. Merge, dar timid. OMG, nu mai sună. OMG, nu mai sună. Hai, duce în stânga. De ce nu vrei în stânga? Da, bă, nu știi ce nu vrea să meargă în stânga. Poate trebuie să-i fac un home, că nu știi exact unde îi. Cred că am făcut bine, cred. Nu sigur, nu știu ce nu a mers în stânga. Hai că vedem. Să-i pun patul. Și să-i fac o calibrare. Dar ați băgat de seamă că nu mai sună. Când s-o mișcă, nu a sunat deloc. OMG. Bine. Asta merge și așa. Asta oricum numai un ticuț țin patul. Nu-i nicio panică. Așa că pornesc din nou. Regulă aici. Aparent la un moment dat am pus-o invers asta. Nu contează. Nu are nimic. Și să îi dăm move home. Nu mai sună deloc, nu cred, nu mai sună deloc. Ai de capul meu. Trebuie să-i pun niște lubrifiant aici, ca le sună. Ai, 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 nu mai sună deloc. Băi, ești nebun. Nu mai sună deloc. Jesus! Ok, hai să-i fac un bed level. Trebuie un A4, cu garanția. Eu nu vin să nu mai sună. Dia! Nu bubuit! Hai să auzi ceva! Ce auzi? Exact! Fericirea mea e de nemăsurat. Să vedem aici. Cum stăm? Păi deși nu vine să cred că nu sună deloc, mă. Shocking. Ok, nu-i bine, e super jos. Asta o să dureze un picuț, i-am dat să-și măsoare tot bed-ul. Sincer, am uitat cum se face chestia asta, efectiv calibrarea inițială, că am făcut-o acum o grămadă de ani. Mă prinde, nu-i stres. Mi-amintesc. Numai ca să dureze un picuț. Bun, ce am făcut până la urmă, că nu am reușit nicicum din meniul ei, am oprit-o și îmi pare rău că n-am filmat treaba asta, dar e foarte simplu. Efectiv, am oprit-o, i-am tăiat gazul și am pus o riglă, am măsurat să văd la ce distanță e aici. Și la ce distanță e aici și nu era aceeași distanță și aici aveam 6 și ceva, aici aveam mai puțin de 6 centimetri distanță de aici la bara asta. Așa că efectiv am învârtit de motoarele astea și am ridicat manual hitbed-ul până am ajuns la aceeași distanță și am pus la distanță de 5,8 și acum am exact ce-mi trebuie. Ideea e că nu mai aveam control, nu mai puteam să micșorez distanța dintre nozzle și hitbed de aici. Așa că o trebuie să recalibrez dimensiunea asta, care asta e X, Y, Z-ul, da? Manual. Am învârtit de aici și de aici să fie aceeași distanță și să fie un pic mai sus. De atât. Leveling auxiliar și să fac metoda A4. Nu e cea mai științifică metodă, dar o folosesc de 3-4 ani de când am imprimata și funcționează cum trebuie. Ok, e aproape bine. Am un picuț de gap, dar e un picuț cam mult gap. Așa că ce o să fac este să-l aduc la temperatură. Ca să știu că îi fac un leveling ca lumea, îl aduc la temperatură. Manual, ducem ăsta la 200. Ok, și ăsta la 60. Pe aici, la 200-210, cam în parametrii aia printez eu cu ea. Pentru că ea acum o să se dilate de la căldură și nozzle-ul și bed-ul și atunci o să-i fac o calibrare așa cum trebuie. Și așa verific și dacă funcționează partea de încălzire după ce am lucrat eu în ea. Sper că funcționează deocamdată. Ține spumii să funcționeze în continuare. Dar atâta de happy, Doamne, fer.
Da, bun, și acum o să-l duc în fiecare punct de aici. O să încep cu ăsta și o să ridic patul până când hârtia freacă. Uite, aici freacă prea mult, așa că o să strâng puțin ăsta. Așa. Și ok, mergem în punctul diametral opus, la numărul 4. Și fac același lucru. Văd că e foarte liberă hârtia. Joacă de rotița asta. Să strâng un picuț. O să strâng invers. Așa, încă un pic. Mai ușor dacă fac asta concomitent. Așa ceva. Bun. Și repetăm procedura la fiecare. Aici e prea strâns. Perfect. Altă viață. Am reușit. It's ok. Și eu nu ai bine silențioasă. Deci nu se mai aude decât ventilatorul ăsta acum. Și ăla micu pe care l-am smuls eu. Awesome! Da, bun. E o altă imprimantă acum. E o imprimantă nouă. Super silențioasă. De mâine printez planșe. Că nu mă mai interesează că sună. Țăța. Ne vedem mâine. Ciao.